O nouă apariție editorială a fost prezentată în cadrul proiectului Muzica în filmul românesc, desfășurat în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. Festivalul are loc anul acesta în perioada 5-8 septembrie și cuprinde, pe lângă lansări de carte, proiecții de film și workshop-uri susținute de profesori universitari, muzicieni, actori, dar și de personalități ale filmului românesc. În cadrul complexului Ceramus din Câmpul Muscel a fost lansată lucrarea Polemica dintre Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga, repere pentru o reevaluare contemporană a părintelui Marius Daniel Oprescu. Despre lucrare, autorul afirmă că reprezintă o încercare de lămurire a unei polemici legate de credință, care a marcat trecutul nostru recent cultural-religios. Este o carte provocatoare pentru că studiază celebra controversă pe care părintele Stăniloae a purtat în anii 42 cu filozoful Lucian Blaga, întrucât acest filozof publicase la rândul lui o carte Religie și Spirit în care apăreau niște erezii din punct de vedere teologic, cele mai importante fiind cele legate de faptul că religia era socotită ca fiind ceva natural, un fenomen care se încadrează ca orice creație culturală într-o matrice stilistică specifică evoluției omului pe acest pământ, faptul că pe Dumnezeu îl socotea un mare anonim, părintele spunându-i că un anonim, oricât de mare ar fi el, rămâne izolat într-o transcendență inaccesibilă omului și ca atare Dumnezeu, Dumnezeul creștin despre care teologia vorbește, era oarecum redus la o ființă care nu se dorea a se lăsa deschisă spre cunoașterea omului. Este o carte care dorește să lămurească această dispută pe tema adevărului, cine are dreptate, teologia, filozofia. Este o carte pe care încercăm să o punem la dispoziția celor care doresc să cunoască mai mult decât partea aceasta de suprafață. Evenimentul a fost moderat de părintele consilier Ovidiu Vlăsceanu și a reunit clerici, oameni de cultură și cunoscători ai operelor celor două personalități. Ne-am bucurat de un public numeros aici la Ceramus, ne-am bucurat de prezența unor invitați deosebiți care au spus lucruri extraordinare despre carte și au lămurit în parte polemica existentă între Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga. Despre noua apariție editorială a vorbit de asemenea profesorul Gheorghe Anghelescu. Referitor la polemica dintre părintele Dumitru Stăniloae și profesorul Lucian Blaga, o chestiune foarte bine mediatizată în anii 40, chiar în timpul războiului, o problemă foarte delicată de spiritualitate și cultură. Ei nu s-au înțeles în termenii acestei polemici, lucrurile nu s-au finalizat în 1942, când au apărut aceste scrieri, care au fost scoase și într-un volum anume, după aceea editate în 1992 la editura Scripta, prin părintele Stăniloae, și lucrurile nu au fost încheiate niciodată între cei doi. Numai că discuții care am avut private cu părintele Stăniloae și cu acel mare filosof Grigore Popa, care a fost asistentul Lucian Blaga, am înțeles că Lucian Blaga, mare filozof, n-a reușit să deslușească pe Hristos, să se împărtășească cu Hristos la sfârșitul vieții sale. A fost o dramă pentru noi și pentru părintele Stăniloae că marele filozof a mers pe această idee a acestui mare anonim toată viața sa până la momentul despărțirii de această viață în 1931. Întâlnirea culturală a fost încununată cu pricezne și doine interpretate la nai. Autorul a făcut o incursiune istorică arătând iubitorilor de cultură modul cum s-a desfășurat polemica, prezentând și lucruri inedite din viața filozofului Lucian Blaga.